Dragi prieteni, ne apropiem de evenimentul ce are loc în Statele Unite ale Americii, în sânul comunității evanghelice pentecostale române. În fiecare an, de Labor Day, sărbătoarea muncii, credincioși pentecostali de pe continentul nord-american se adună cu miile sub același acoperiș pentru ceea ce numim Convenția Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite ale Americii și Canada. Anul acesta, în 2016, ne aflăm la cea de-a 48-a ediție ce are loc în marea și fascinanta metropolă americană Chicago, The Windy City, orașul vânturilor. Grație acestei longevități, a amplorii căpătate an de an prin numărul mare de participanți și nu în ultimul rând datorită calității organizatorice și a conținutului expus, convenția este pe drept numită de unica fiind cel mai important eveniment ce are loc în diaspora română. Ne aflăm așadar la Chicago, mai exact la Biserica Pentecostală Betania, care este biserica organizatoare a ediției din acest an, și stăm de vorbă cu pastorul Luigi Mițoi, pastorul acestei biserici și totodată pastorul coordonator al ediției Chicago 2016. Pastor Luigi, așa cum i-am obișnuit pe cei interesați în Convenția Pentecostală de câțiva ani încoace, ceva timp înainte de eveniment să venim în binarul lor cu câteva informații care cred că sunt binevenite și de bun augur pentru ei. Dar înainte de a oferi câteva informații foarte concrete despre ediția din acest an, poate că este nimerit să oferim câteva precizări cu privire la felul cum este organizată convenția, structura acesteia și apoi să înțelegem cum s-a ajuns ca în anul acesta să aveți onoarea și responsabilitatea să o organizați. Este într-adevăr, pe de o parte, o mare onoare și pe de cealaltă parte o mare, o imensă responsabilitate. Deci în sânul Bisericii Pentecostale de Limbă Română din America sunt trei organizații. Fiecare dintre aceste trei organizații au membrii reprezentanți în ceea ce se numește Consiliul Convenției. Consiliul Convenției are responsabilitatea să hotărască, să dea direcție și să ajute la împărțirea Convenției an de an de la o biserică la alta. Anul acesta este rândul nostru după 25 de ani și suntem foarte bucuroși de asta. Câteva cuvinte despre felul în care colaborați cu celelalte biserici. Sunt 6 biserici pentecostale în oraș și noi avem oportunitatea unei foarte bune relații. Pe această cale vreau să mulțumesc atât pastorilor, cât și dirijorilor formațiilor care ne-au ajutat din punct de vedere muzical, organizatoric și suntem împreună organizarea acestui eveniment. Da. Am vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre tema care este pentru acest an, care cred că ați ales-o dumneavoastră și ce v-a inspirat să alegeți această temă și ce vreți să transmiteți sau ce vreți să oamenii să înțeleagă după ce vor auzi programele acestei convenții. Dacă privim în jurul nostru, observăm cu ușurință o redefinire violentă a valorilor fundamentale ale vieții. Un atac susținut cu privire la morală, la principiile Bibliei și la adresa și activitățile bisericii. Acestea au fost câteva dintre motivele care a inspirat conducerea Bisericii Betania să aleagă drept titlu Misiunea Bisericii. Sub acest titlu vrem să așezăm lecțiile care vor fi prezentate prin predici în fiecare seară, vineri, sâmbătă și duminică de dimineața și seara, în care să surprindem care a fost și care este misiunea Bisericii, așa cum a trasat-o Mântuitorul Iisus Hristos în poruncile sale din Evanghelii și apoi prin apostolii săi din epistolele Noului Testament. De pildă, vrem să susținem că biserica este o instituție divino-umană, ea este sfântă pentru faptul că Dumnezeu este prezent în mijlocul ei și în același timp este nesfântă prin faptul că oamenii sunt prezenți în biserică.
Vrem să susținem faptul că scopul bisericii este să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, despre iertarea lui Dumnezeu, despre chemarea oamenilor la iertare, la o stare de pace sufletească, de liniște. Apoi oamenii aceștia care se convertesc au nevoie să crească spiritual ca în oricare alt domeniu al vieții. Oamenii aceștia sunt chemați să se închine lui Dumnezeu și de asemenea să-și dezvolte caracterul, să construiască familii sănătoase, să aibă o mărturie bună în vecinătate, în locul unde ei muncesc și să fie un exemplu în lumea aceasta. De asemenea, ei sunt chemați să manifeste dragostea lui Dumnezeu peste tot în lume, fără să se gândească dacă oamenii pe care îi ajută sunt atei sau membrii ai altor denominații sau religii. Iată că sunteți în toiul pregătirilor. Nu mai sunt foarte multe zile până la începerea convenției. Din câte știu eu, ca om care m-am implicat în foarte multe convenții până acum, organizarea unei convenții nu este un lucru simplu. Dimpotrivă, parcă de la an la an, convenția capătă o amploare tot mai mare și în același timp și responsabilitatea celor care o organizează este tot mai mare și lucrurile nu sunt chiar simple. V-am întrebat câteva cuvinte să ne spuneți despre cum merg pregătirile, în ce stadiu sunteți și la ce să se aștepte cei care vor veni anul acesta. Pentru că oamenii cred că au nevoie de câteva informații foarte concrete. Unde vor fi cazați, cât îi va costa, unde vor parca și lucruri de genul acesta. Evenimentul acesta este extrem de complex. Găzduirea și organizarea lui este grea. La început am organizat lucrurile mari. La momentul acesta credem că suntem în pas cu timpul și ne ocupăm de detalii. Cred că dintr-un anumit punct de vedere, evenimentul acesta pentru biserica locală care organizează convenția este și un examen de unitate, de competență, de maturitate, de capacitate și de abilități. Prin ajutorul lui Dumnezeu, ne-am gândit anul acesta, ca și în anii precedenți, când alte biserici din oraș au organizat convenția în Chicago, să închiriem sala din complexul McCormick, în centrul orașului. Acolo toate lucrurile sunt organizate. Pe lângă sală avem două camere pentru îngrijirea copiilor, în așa fel încât familiile care vin din oraș sau din alte orașe din America și au copii mai mici să poată să se închine liniștiți în sanctuar, în timp ce de copiilor, în mod organizat, se îngrijesc echipele care sunt la camerele de îngrijire pentru copii. Hotelul este în același complex, nu se iese din clădire. Distanța dintre sală și hotelul Hyatt probabil că este de maxim 10 minute pe jos, prin interiorul complexului. O cameră pentru o zi costă $106. Parcarea costă $15 la sală și $18 la hotel. Sunt foarte multe restaurante, centrul orașului este superb, este un timp de asemenea pentru cei care vin de joi, mulți au venit de marți și de miercuri și au luat camere la hotel, profitând de oportunitatea să vină în Chicago, un oraș frumos, și să aibă un timp de relaxare, de odihnă și de vizită. Apropo de hotel, la ora care discutăm noi, mai sunt camere disponibile și dacă da, ce trebuie să facă în mod concret cineva care să vrea să-și rezerve o cameră? Am avut 500 de camere rezervate și toate s-au ocupat. Chiar astăzi, persoana care este responsabilă de această activitate a luat legătura cu hotelul pentru ca să mai primim camere, fiindcă această ultimă perioadă înainte de convenție este folosită de mulți pe ultima sută de metri ca să-și caute o cameră. Îi invităm pe cei care doresc să rezerve o cameră la hotel să încerce să facă lucrul acesta prin telefon sau prin internet, urmând indicațiile de pe site-ul convenției ropenti.com sau de pe site-ul Bisericii Betania, betani.cc, iar dacă nu reușesc din anumite motive, să contacteze persoana folosind numărul de telefon sau e-mailul care este de asemenea scris acolo. Da. Acum câteva cuvinte despre programele de fapt, că vor fi patru programe mari. Sigur, fiecare convenție are și elemente de surpriză și nu
Vreau să vă provoc să dezvăluiți la ora actuală ce va fi surpriză, dar cred că în mare ați putea să ne dați câteva detalii despre structura programelor. Dacă vor fi anumite elemente de noutate în aceste programe și totodată, ca să nu mai intervin, sigur un element foarte deosebit, să spun așa, este prezența pastorului Ravi Zecharia, care sigur este ceva foarte așteptat. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte și despre faptul că este implicat în această convenție, cum ați ajuns să-l contactați și cum a acceptat să vină și să fie prezent la această convenție. Structura convenției este asemănătoare cu celelalte ediții. Spre exemplu, joi este întâlnirea Consiliului Pastoral. Consiliul Pastoral al convenției, care e format, repet, din membrii celor trei organizații componente, se întâlnesc o dată pe an în ajunul convenției, tocmai pentru a discuta lucrurile care privesc convenția și bisericile din țară. Vineri este primul serviciul divin. Sâmbătă este o zi aglomerată în sensul că seara este al doilea serviciul divin și acolo, pe lângă un alt pastor predicator din biserica din America, este pastorul Ravi Zecharia. Noi l-am invitat crezând că va veni și s-a întâmplat că Dumnezeu a făcut după credința noastră și a acceptat. El este unul dintre cei mai proeminenți apologeți ai generației noastre. Nu este un om neapărat denominațional și credem că prezența dumnealui și slujirea de asemenea vor fi o mare binecuvântare pentru întreaga convenție, dar în mod deosebit pentru vorbitorii de limbă engleză. Deci acesta este programul de seara, însă în timpul zilei sunt două categorii de întâlniri, de la ora 10 și de la ora 2. De la ora 10 sunt trei întâlniri. Este o obișnuită întâlnire a slujitorilor, unde sunt așteptați atât pastorii, prezbiterii, cât și diaconii. L-am invitat pentru această întâlnire pe avocatul Harry Mihetz. El este un om cu o inimă mare, este un bun profesionist și vrem să se adreseze pastorilor în contextul legislației contemporane, unde valorile creștinismului și principiile de viață s-au redefinit masiv, iar presiunea care se pune pe creștini, pe credincioși și în mod deosebit pe slujitorii acesteia este una foarte mare. O a doua întâlnire, care este în paralel cu întâlnirea pastorilor, cu conferința slujitorilor, este conferința surorilor. Aici nu ne așteptăm să vină doar soțiile pastorilor, ci ne așteptăm să vină femeile credincioase. Când va avea loc întâlnirea surorilor? Întâlnirea surorilor va avea loc de la aceeași oră, sâmbătă 10 de dimineață, într-o sală care este vecină cu sala slujitorilor. Aici am invitat-o pe sora Kim Davis, femeia aceasta care lucrează în Kentucky și care a intrat în conflict cu legea pentru că nu a eliberat certificate de căsătorie la doi bărbați care au avut intenția să se căsătorească. Povestea ei, istoria este bine cunoscută, însă eroismul, perseverența ei, dârzenia de care a dat dovadă, am crezut că este bine să fie prezentată într-o mărturie care va fi expusă tuturor surorilor care vor vrea să fie prezente și să fie încurajate de curajul și de eroismul acestei femei. Pe lângă aceste două activități este și concursul tinerilor, sâmbătă de dimineață de la ora 10, după amiază de la 2. Este o a doua parte a seminarilor. Este un seminar pentru familii, este un seminar de audiență generală care prezintă pericolele pastorației în biserică și este o a treia conferință, conferința misiunilor. Aici sunt așteptați oamenii, persoanele, frații, surorile care sunt implicați în anumite proiecte, în anumite misiuni, pentru ca în întâlnirea aceasta să se roage, să vorbească și să găsească soluții care rezolvă problemele cu care ei se confruntă. Seara este serviciul divin. Duminică de dimineață va fi serviciul divin obișnuit. Vom avea aproximativ 45 de minute de rugăciune de la ora 9 și apoi doi dintre pastori vor predica. În cadrul acestei misiuni vom avea și o surpriză plăcută. După ce se termină serviciu, toți slujitorii cu soțiile sunt invitați la o masă pe care Biserica Betania o va dărui tuturor celor prezenți. Este un semn de respect și de prețuire a bisericii pentru frații noștri. Iar seara va fi serviciul de încheiere.
Avem un alt invitat, pastorul Nelu Brie, care este pastorul bisericii din Sibiu, un fost coleg de școală de-al meu, de clasă, și de asemenea este rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București. Este un om apreciat, un predicator bun și alături de un alt pastor din America, el va predica duminică seara. Luni este ziua picnicului. Aici undeva în vecinătatea bisericii, de la ora 10 de dimineața, este așteptată întreaga frățietate, cu mic, cu mare, să ne întâlnim și să ne bucurăm de sărbătoarea de care sperăm ca Domnul să ne facă parte, să mâncăm și să ne veselim. Da, iată că ați divulgat deja câteva amănunte din programul acestei convenții, care cu siguranță vor stârni interesul celor care vor veni și vor participa, și îi încurajăm cu toată căldura să participe și de asemenea cred că vom avea și o audiență extraordinară și la Credo TV, pentru că aș vrea să reamintesc tuturor celor care sunt interesați și care ne-au urmărit în fiecare an că și în anul acesta intenționăm să transmitem programele în direct și pe canalul de televiziune principal. Am avut experiențe absolut extraordinare în anii care au trecut. Au fost biserici din România care, duminică dimineața, respectiv duminică seara în România, au suspendat programele de biserică, au pus un TV în sală și toată lumea a urmărit programul convenției. Iată că convenția este de la an la an tot mai interesantă pentru toți cei care urmăresc. Cred că un amănunt foarte important este bine să-l precizăm și să fie cunoscut de oameni. Anume acela că în fiecare an, după cum se știe, convenția se organizează în alt loc. Condițiile sunt diferite și iarăși vă spun ca unul care de 13 ani sunt implicat în organizarea fiecărei convenții și am văzut ce se întâmplă. Oamenii trebuie să știe foarte bine, condițiile sunt diferite de un loc la altul. Asta însemnează că există locuri în care convenția se organizează un pic mai ușor, pentru că există mai multă flexibilitate din partea celor care sunt proprietarii facilităților, în timp ce în alte locuri, cum este fără niciun secret și la Chicago, condițiile sunt puțin mai stricte. Asta impune o disciplină mult mai mare și noi trebuie să ne conformăm acestei discipline. Sigur, la noi, la români, ne place uneori să facem anumite rabaturi, să mai lungim programele sau știu eu, dar iată, de data aceasta, ca de fapt cum a fost și anul trecut la Detroit, suntem nevoiți să ne încadrăm într-o disciplină și într-un program foarte bine stabilit. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte și despre acest amănunt? Dacă îmi permiteți, înainte să răspund la întrebare, mi-am adus aminte de două amănunte care cred că ar fi bine să le precizez. Primul dintre ele este faptul că doi dintre invitații noștri speciali, respectiv Kim Davis și Harry Mihets, vor avea o adresare către public și duminică în cadrul serviciului de seară. Și încă un amănunt este faptul că vom avea posibilitatea ca să traducem în scris, pe screen-uri, subtitles, toată vorbirea care este în limba română va fi tradusă în scris pe screen-urile din sanctuar. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că este cunoscută exigența orașului Chicago, care a găzduit de-a lungul anilor multe dintre cele 47 de convenții. Vrem să ne încadrăm anul acesta în rigorile și în exigențele proprietarilor, să avem servicii divine puțin mai scurte. Sala este deschisă cu 2 ore înainte de începerea serviciilor divine și încă 1 oră după. De aceea, cu mult respect, cerem tuturor participanților să înțelegem faptul că este o oportunitate ca să prezentăm mărturia noastră de creștin, o mărturie de punctualitate, de prezență, de decență în îmbrăcăminte și în comportament, atât în restaurante și peste tot unde ne vom afla în acest complex. Vineri seara serviciul începe la ora 7 și se va termina puțin mai târziu, sâmbătă începe cu o oră mai devreme la 6, duminică de dimineață la 9, iar seara la ora 5.
În broșura convenției vor exista detalii pentru toate activitățile, îngrijirea copiilor, celor care în holul bisericii au cumpărat o masă pentru a oferi spre vânzare sau gratuit anumite lucruri care sunt necesare celor care vor fi prezenți. Credem că va fi un eveniment care ne va umple sufletul de bucurie, ne va ajuta să creștem spiritual, să strângem rândurile și privind pe scena lumii care este plină de violență și imoralitate, să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la ceva special, să-L reprezentăm în lumea aceasta care este plină de întuneric. Și la programul care l-ați anunțat dumneavoastră, aș vrea doar să mai precizez, pentru cei care ne vor urmări la televizor sau online, faptul că, așa cum tot de câțiva ani v-am obișnuit, vom mai avea și anul acesta intervenții cu o oră înainte de începerea fiecărui program și după cât timp vom avea în programul primit de la sală, cu intervenții, interviuri și alte elemente surpriză. Este vorba de pastorul Iacob Bergeanu, care cu invitații dânsului vor face ca această convenție să fie și mai plăcută și cu mai multe informații. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim, iar acum în încheiere să adresați dumneavoastră o invitație și o chemare pentru toți cei care sunt interesați să participe la această convenție. Mulțumesc pentru oportunitate. Stimați frați și surori, doamnelor și domnilor, scumpi prieteni și frați creștini, este o mare onoare pentru noi, Biserica Betania din Chicago, să vă adresăm călduroasa invitație de a veni anul acesta aici, să ne așezăm împreună în prezența lui Dumnezeu și să ne bucurăm de faptul că suntem copiii Săi, chemați să învățăm și să devenim folositori, disponibili și eficienți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vorba Scripturii: toate sunt gata și vă așteaptă. Veniți pentru că vă așteptăm cu drag. Dumnezeu să vă binecuvinteze!